Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre un alt fel de festival, de fapt despre Rock in World, cu domnișoara Simina Ignat, responsabil media din partea organizatorilor. Bună ziua, de bine ziua. ați venit bine, în patul noastre. De fapt, ați reprezentanții organizatorilor au mai fost la noi într-o emisiune. Știu, știu. Vrem să punctăm puțin faptul că pe data de 9, adică mâine, depinde stimați de spectatori, cum vă uitați, dacă astăzi, joi, vă uitați, e clar, de mâine începe festivalul, dacă ați deschis televizoarele vineri, înseamnă că de astăzi festivalul a început. Da. Rock Another World, un alt fel de festival. De ce un alt fel de festival? Pentru că titlul te trimite către rock, dar este scris ca Roca. Roca este numele, mă rog, porecla, ca să spunem așa, prietenului nostru Ioan Dan Niculescu, care a decedat vara trecută numai în urma unui accident de mașină. Anul trecut ne-am gândit să facem un alt fel de eveniment în cinstea lui, și de la un eveniment între prieteni cu un concert cu niște trupe, a ajuns să fie cât mai destul de mare, cu 2000 de participanți. Și ne-am gândit să-l continuăm și anul acesta, tot în cinstea lui, și pentru că se numește ROCA, ne-am gândit că în Dărmăl este o denumire, o denumire foarte potrivită pentru festivalul ăsta. Bun. De ce un alt de festival? Pentru că într-un comunicat de presă încep să citesc. Pe lângă zona muzical, Rock and World își propune să transforme centrul orașului într-o scenă urbană. Bun, haideți să începem cu zona muzicală, unde se vor desfășura concertele. Uh, main stage este pe, uh, la partea de din Copou Sărărie. Accesul va fi și de pe Sărărie și de pe uh, De pe rosetil rosetil? nu se poate intra, doar de pe Sărărie. Recomandăm ca oamenii să intre doar pe acolo și de preferat să vină fără mașini uh, pentru că accesul să fie cât mai fluid asta va fi pe scena principală unde se vor desfășura concertele de rock alternativ și indie. Avem Câte și niște pop? formații vor fi prezente. 24 vor fi prezente de formații sus la pârtie, uh -huh. atât vineri cât și sâmbătă și duminică, iar duminică la sfârșit vom lansa și niște lampioane. Bun. Deci vineri, sâmbătă și duminică concerte. la părtea deschii concerte. De, de la... la ce oră încep? De la 5 după-amiaza încep, în fiecare zi de la 5, așteptăm oamenii în... până pe la, miezul nopții. Da. Până când ține. Accesul da, 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 exact. fiind? Gratuit. Accesul este gratuit. Deci nu se plătește nimic? Nu, nu se plătește nimic. intrare. Am în scrim, Cei da. care vor veni acolo vor putea să servească o băutură recolitoare? da, O să avem vendori care o să fie acolo cu standurile proprii și se poate servi orice fel de băutură, inclusiv mâncare. Adică tot felul de vin servicii. la ora 5, plec la ora exact. 12 noaptea și da. nu am probleme. Vii, acasă, vii de acasă până la pârtie să stai la un festival. Corect. Da. Pe lângă zona muzicală, da? Mai este o scenă muzicală unde? care va fi la Ciric, în zona de agrement, unde este clubul Skin, Summer, skin Social Lounge. Așa. Este skinul de vară pentru cunoscătorii. Da. Așa. Acolo se desfășoară concertele pe muzică electro. Bun. Deci, unde deci, sunt DJ care la partea atunci. de schi este ce fel de muzică? Rock alternativ. Așa iar la în cealaltă zonă la CIRIC, zona, la la ciric este zona Electro, care este a doua scenă a festivalului. dj uri care vin da, și prezintă exact. acolo, câți dj vor fi prezenți? Uh, vreo 20-25. Programul film? Uh, la fel. Uh, la numai că vineri, sâmbătă și duminică la CIRIC va fi muzică non-stop. Adică începe de la vine... de vineri de la ora 5 până duminică până la 8 seara, va fi muzică non-stop pentru că oamenii să aibă așa un fel de before party, after party. Bun, stați da. la, stați la că deci <laughs> În zona Ciric, da. începe vineri, după amează la ora da. 5 da. și se termină duminică, da, duminică. non-stop, non-stop non muzică. muzică. Da. Cei care vor dori vor putea exact. să stea acolo trei zile. Da. Intrarea tot gratuită? Tot gratuită. Da. Deci, iubitorii de muzică electronică <coughs> de <coughs> vineri până duminică, nu mai dați pe acasă. Important Există e să... public și atunci ne-am gândit să facem ceva pentru fiecare. Am înțeles. Da. Deci asta este partea muzicală, nu? Exact, da. Rocana The World își propune să transforme centrul orașului, străzile Vasile Pogor și Alexandru Lăpușneanu, într-o scenă urbană cu artă contemporană, street food, teatru, educație, artiști și performeri stradali. Da. Pe strada Lăpușneanu va fi partea de street art, unde vom avea artiști stradali care vor expune uh, arte uh, de-a lor. Uh, o să fie pe partea de ilustrații, grafiti uh, și alte alte vizuale, uh, inclusiv muzică. Adică o să avem și uh, uh, oameni care vor cânta live pe stradă. Pe stradă la asta înseamnă că până la o anumită oră. Da, 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 astea vor fi doar sâmbătă și duminică. <coughs> ah, între deci orele... pe stradă la Pușneanu da, și Pogor, și gor, sâmbătă, sâmbătă și, și, duminică. și duminică. Între da. ce ore? De la 10 dimineața până pe la 5 după amiaza. Ca oamenii să aibă timp să meargă după aceea la concertele. Ah, am înțeles, de la deci asta. spus. Bun. Da. Uh, street food. Da, la Casa Pogor. În curtea casei Pogor va fi partea de mâncare, unde avem ateliere de gătit pentru copii, familii, cupluri și orice fel de persoane interesate. De chestia asta se ocupă Soft and Grace care organizează lunare evenimente de gătit și ateliere de genul acesta. Uh -huh. uh, inclusiv acolo mai avem și o tiroliană pentru copii și un zid de cățărat. Bun, deci da. vin cu copilul, are exact, ce să facă exact. în zona da, în da, timp da. ce Plus eu. Că și acolo, va fi muzică în, timpul, în timp ce muncăm, trebuie să ne simțim bine, așa că. Corect. O să fie și puțin teatru. Muzică. Teatru va fi pe partea de artă stradală, o să fie piese de teatru pe acolo. Deci pe, pe Da. va fi partea da, de da, da, teatru. Nu, la Păgur se desfășoară doar partea cu mâncarea, Am iar înțeles. pe Zlăpușneanu celelalte arte vizuale și Bun. Altceva în afară de această zonă de street și zona muzicală, își mai propune another world, altceva, rock another world? Își mai propune să se diferențieze de alte festivaluri din Iași și nu numai chestia asta, ci și să arate oamenilor că se poate și altfel și uh, să fie așa un festival în care lumea se simte liberă să facă ce vrea uh, și să și îndeplinească anumite dorințe. Fai, sau fai. Să nu nu, nu să fa facă ce vrea că vină unul adică și zice a... vreau să sparg geamurile alea. Mă refer la o libertate Limita... din asta mai... Am înțeles. Da. Bun. Anul trecut a spus că ați început cu 2000 de participanți. Da. Anul 2000 acesta de participanți. la cât sperați uh, Nu știm la cât să ajunge? ne așteptăm dar măcar dublu. Măcar de, dublu. Da, cel puțin pe zi, având în vedere trupele pe care le avem, care sunt headline-uri destul de mari, avem Firma, Byron, cred că sunt de sat sub Carpați, Luna Amară, adică sunt nume mari pe scena de alternativ din România și ne așteptăm să vină destul de mulți fani. Ați spus de 24 de formații și încă vreo 20 de DJ. Da. Honorariile lor nu sunt chiar mici nu sunt mici, dar au fost de acord să-și doneze onorariile pentru cauzele pe care le susținem și noi și pe care le susținea și Roca. Uh -huh. Casa Sher și padocurile care îngrijesc animalele fără stăpân din Iași. Păi padocurile din Iași, e unul singur din câte știu, nu? Cel de, la este la cel de la Tomești. Și mai sunt, mai este unul din Miroslava care Pri -privat? Se nu din Miroslava? Cred că este Privat? nu Miroslava? Nu, așa. Privat. Deci, trebuie să înțeleg în felul următor. Accesul la tot ce înseamnă manifestări este gratuit. Este gratuit, da. Bineînțeles, dacă te duci și consumi ceva, trebuie să plătești. Da. Acele câștiguri și ele vor fi donate? Nu. Uh, din profit, da. Se va dona deci tot evenimentului. Bun. Va fi donat către... Iar <coughs> toți artiștii au acceptat ca onorariile lor să se ducă... Să meargă, da. Exact. Deci vor fi împărțite, să spunem, în trei. Padocul de la Tomeș, Padocul de la Miroslava și Casa Șer sau o să vedem exact de câte fonduri are nevoie fiecare. Cam la ce fonduri și -apoi? vă așteptați să fie împărțite? Eu personal n-aș putea să vă spun, dar o să facem informația publică imediat ce se termină festivalul. Cu siguranță. Casa Sher, într-adevăr, este un lucru extraordinar. Așa Sunt, este, cred da. că la 14-a casă, da, da. A -a -a casă da. și continuă. Ambele padocuri, da. și cel de la Tomes și cel de la Miroslava. Vor avea tot timpul, tot timpul nevoie Facem, de bani, da, pentru că asta este. Uh, noi, prin în Another World, uh, partea cu padocurile și cu adopțiile de animăluțe, pentru că va fi uh, acolo unde se desfășoară partea de street food, vom avea și o zonă puțin mai îndepărtată uh, de restul mâncării, uh, unde se pot adopta animale, căței și pisici. Vor fi aduse de la. Uh, da, uh, sau... da, câteva animale sau ne-au scris și oameni pe, pe Facebook, ne-au contactat și uh, ne-au scris că au animale pe care ar vrea să le dea în adopție pentru că nu au unde să le ducă și. Și nu le-ar duce la padoc. Și atunci am zis că în limita locurilor disponibile am fost de acord și cu lucrul uh -huh. acesta. Uh -huh. da. da, foarte interesant. Bun. Urmează și o întrebare așa mai delicată. Uh, nu știu dacă prietenii lui Dan Niculescu au reușit ei să pună bani, presupun că sunteți ajutați. Uh, sponsorii noștri, da, ne-au ajutat. Ați găsit, cu au înțeles faptul că este. Altceva decât un festival? Da, chiar am avut un mare noroc cu oamenii din ea, și puțin pe cei care îl cunoșteau pe Roca, pentru că au colaborat cu foarte mulți dintre sponsorii pe care îi avem noi, care au fost clienți la agenția acesteia. și Autoritățile au locale. Au fost deschise la. cu autoritățile locale colaborăm în continuare și a fost o colaborare plăcută și anul trecut, când jandarmii, jandarmeria chiar ne-a ne spus că a fost unul dintre cele mai frumoase evenimente pe care le-au văzut, pentru că oamenii au, au, avut un vibe atât de bun la festival, încât... A... Nu le-au creat nici probleme, exact, trei zile de, de festival, trei zile de festival și nu numai de festival, muzică și cum ați și spus aici, și artă zile contemporană, în care să street ne food. de cotidian, da. Mm. știți că s-a anunțat că sâmbătă, seara spre duminică, Va fi o leacă mai norat și va ploua. Ce veți face în condițiile în care v-ați încercat... pregătit, pregătit pentru situația în care e posibil să plouă? Da, plo bineînțeles. Risk management avem. Este da? totul în regulă. da Pentru că a mai fost organizat un festival la Pârtea de schi și atunci a plouat și cam... Noi am încercat să ne pregătim cum trebuie pe toate planurile, am încercat să fim cât mai organizați posibil și să putem îndeplini toate cerințele publicului. Dacă am înțeles. Dacă la am... la părtea deschis va fi numai o singură scenă sau da, mai o mult? Scenă. O singură scenă. O scenă vor urca. Da, destul de mare pe care vor urca trupele și da? va fi plasată la baza, la baza de jos. Părtii, da. Dacă este plasată la baza de jos, trebuie să le spunem telespectatorilor că. Pot ajunge și pe bulevardul Cea -Roseti. Nu, va fi închis. Pentru va fi că va închis? fi delimitată zona și nu se poate intra pe acolo. Era făcut un mic drum. Da, este accesul. făcut un drum, numai că nu avem cum să intrăm pe acolo pentru că s-ar blocat traficul foarte tare. Deci cel mai bine este să vină pe părtea deschidă. Pe părtea deschid. deschid, da, pe, pe sărărie. Mai sunt câteva întrebări. Uh, la Casa Pogor va fi toată grădina de grădina la Casa Pogor, Pogor afectată. Da. Așa, uh, cam câte... Ateliere, să spunem, de gătit. atelierele că... sunt, uh, sunt postate și pe evenimentul de pe Facebook. Vroiam să, să vă întreb ulterior. Da, cum... da, da, exact. Uh, sunt postate. Uh, cum am spus, colaborăm cu cei de la Soft and Grace pe partea asta și oamenii se pot înscrie la uh, vreo 5 cursuri de gătit, cred că 4-5 cursuri de gătit cu. Uh, uh, mâncăruri deja planificate, cu ingredientele deja planificate, oamenii doar trebuie să se înscrie și să vină să învețe să gătească. Deci vor gătea acolo, vor învăța da, să gătească da, la, da. Fața locului, la fața locului, nu? Da. Bun, acum urmează era întrebarea, pe pagina de internet, există pagina de internet? Da, se numește Rock Another World, Așa? pagina de Facebook. Pu nu, uh, nu si pagina a, de a, Facebook, site-ul site există? Site-ul este www.rockanotherworld.com .com. De ce da. .com comercial și nu .ro? Pentru că în ultima vreme, cel puțin publicul pe care îl avem noi comunică foarte mult în engleză, în romgleză, dacă vreți să-i spuneți așa. Uh -huh, romgleză, da. Și da, exact. Și atunci avem... Uh, am zis să luăm .com pentru că ne... E mai simplu. Da, e bun. Mai simplu. bun, deci înscrile pentru astfel de cursuri se fac pe pagina de Facebook sau pe site, nu? Pe pagina de Facebook, Pe pagina da. de Facebook Acolo, este da. cel mai bun. Cam, de asta am întrebat, cam câte ateliere ar fi, cam... Aveți idee? 4, 5, 4, 6... 4, 5 pe zi... Perfect. Depinde, Înseamnă da? că după ce va fi pregătită mâncarea, va fi la vânzare. Uh, nu, 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 va fi mâncare uh, la vânzare acolo, dar uh, ceea ce gătește participantul o să și savureze. Ah, deci este clar, singur își da. pregătește mâncarea și zice, stai să vezi că nu sunt bucătar e bun ca am greșit. E, de învățare, deci da. Pot veni și cei mici să da, gătească? Da, la Casa Pogor uh, sunt ateliere și pentru copii, deci, da. Nu. Și pentru asta ne axăm, pentru că la Casa Pogor este zona kid friendly pe care vrem să Am o înțeles. -am deci ei ori se vor putea juca unde a spus cu da, exact, în zonă, ori un ori vor participa cățărați, la un la curs de... Vor găti, da, vor sta prin mm. hamace. Da. Am înțeles. Trei zile, nu? Da. Deci vineri, sâmbătă și duminică, doamnelor și domnilor, aveți posibilitatea de a ieși din, din, rutina asta, din rutina zilnică, cea care ne cam distruge. Puteți să mergeți la Rock and World, Iubitorii de muzică ați auzit ori la Purtea Deschi, ori în zona Ciric, iubitorii de mâncare, cum sunt eu recunosc. Casa pogor este zona noastră și mai există și pe Lăpușneanu. Arte, arte vizuală. Artă vizuală, da. Teatru Mul și performance. Perfect. Mulțumim pentru participarea Mulțumim la emisiunea Mult succes la pentru această ediție a festivalului. Domnilor și domnilor, aici punem punct final. Până data viitoare, cele bune. La revedere!